Voi cântați frumos. Vă îndemn să o faceți și la adunare de fiecare dată când veniți și pe acasă. Prin cântare lăudați pe Domnul, la Lui să fie slava în veci. Amin. De asemenea, vă binecuvântăm din nou în numele Domnului și cred că toți cei ce sunteți aici ați fost cândva aduși la binecuvântare, da? Astăzi vreau să vă predic despre cea mai importantă activitate a copilăriei. Mi-aș mai dori și eu să fiu copil, numai că nu se mai poate. Copilăria e foarte frumoasă, dar, repet, vreau să vă spun care e cea mai importantă activitate a copilăriei. Poate după unii dintre voi cea mai importantă activitate a copilăriei este joaca, nu? E și asta o activitate importantă, dar nu-i cea mai importantă. În cartea Proverbele lui Solomon, de Solomon ați auzit, da? Ce-a fost ăsta? American sau rus? Ce-a fost? Evreu, da? În cartea Proverbele, el se adresează în mod repetat. Să vă citesc câteva începuturi de capitole. 2 cu 1. Fiule, 3 cu 1. Fiule, 4 cu 1. Fiilor, 5 cu 1. Fiule, 6. Fiule, 7. Fiule. Mai vă ajunge să știți că vi se adresează vouă? De câte ori v-a strigat pe nume? Că odată o mamă i-a spus băiețelului ei, Ionel, să știi că astăzi predicatorul o să te strige pe nume, să fii atent. Când... El a stat atent. Ionel, Ionel, niciun Ionel. Strâna predica, a zis, mamă, nu m-a strigat. Cum nu te-a strigat, măi, când a spus că unii copii n-ascultă de părinți? Nu de tine fă vorbă. Dar a fost predicatorul drăguț și ți-a zis așa, nu m-a mai voalat. Fiule, adică să asculte cei ce sunt copii. Și adolescenți și tineri. Dar acum vorbim cu copii. Mintea voastră, știți unde e localizată mintea, da? Ia puneți mâna pe căpușorul vostru. A, așa, ce aveți acolo, măi? Este creierul, da? Știți cum este creierul? E cel mai capabil computer. Mai capabil decât telefonul, decât laptopul, decât orice. Și precum un computer, mintea, căpușorul ăsta, are mai întâi un hard. Și apoi are un soft. Adică mai întâi este partea asta fizică și apoi softul sunt programele, da? Știți voi asta. Și apoi contează ce informații introducem în baza programelor, că har Domnului, hard aveți, nu? Căpățână. Programe, cel mai important program este de a reține. Tata și mama are un program mai slăbuț de înregistrare. Bunicul e și mai slăbut, s-a virusat încet, încet. Și nu mai ține minte. Dar la voi computerul funcționează foarte bine și puteți reține. Și acum ascultați ce îi spune la fiul. Proverbe 2 cu 1. Fiule, dacă vei primi, vă place să aveți date în telefonul sau în computerul vostru, bine ar fi dacă nu le-ați avea. Dar dacă tot le aveți, vă place să aveți date în ele. Sau când tata și mama să aibă acolo măcar niște numere de telefon. E foarte important să rețineți. Nu doriți să aveți un telefon. Nu doriți să aveți un laptop. Mai întâi doriți să aveți aici telefonul și laptopul.
Și după cum cei ce au un computer acolo pot să adune informații, voi să știți că sunteți dotați din naștere cu computerul, care poate să adune informații. Fiule, dacă vei primi, scrie și în 4:1, fiule, ia aminte, adică ia în minte, înregistrează. Pentru că mintea poate să primească informații. Pe unde intră informațiile în cap? Ia spuneți voi, repede. Pe unde intră? Prin firele de păr? Dar pe unde intră? Pe aici? Pe aici? A, mai intră ceva și pe aici așa. Mirosim și socotim că ăsta miroase bine sau nu prea bine. Dar cele mai multe informații intră în computerul nostru pe aici și pe aici. Primește. Poți să auzi ceva și să nu intre în cap? Poți sau nu poți? Păi nu poți, că intră, nu? Ureca e desfundată. Ce dopuri să punem să nu intre pe acolo? Poate să intre ceva pe aici pe ochi și să nu ajungă în cap. Ha? Numai dacă ești cu ochii închiși. Altfel intră. Deci trebuie să fim foarte atenți ce primim. Apoi, este un alt aspect. 2:1. Dacă vei păstra, aici mintea poate să rețină sau poate să uite, nu? Și scrie în 3:1, fiule, nu uita. Așadar, rețineți prima idee. Să le spuneți azi la tata și la mama acasă. Fratele Iosif ne-a învățat că noi avem cel mai performant computer și ne-a pus să punem mâna pe computer. Apoi ni s-a spus că în acest computer noi putem să primim informații și să le păstrăm sau că pot fi șterse de acolo, da? Și acum întrebarea cea importantă. Ce trebuie să primim, ce trebuie să fie introdus în computerul minții voastre? Ce? Și de la cine? Numai la întrebările astea două vreau să răspund. Ce și de la cine? Hai să începem întâi prin a răspunde la întrebarea de la cine. Cine trebuie să ne învețe pe noi în copilărie? Proverbe 1:8. Ascultă, fiule, învățătura tatălui tău. Aș face eu o convenție cu frații ăștia de aici să-și imagineze că nu s-a ieșit, ne lasă să vorbim mai noi, bine? Păi, să nu ne încurcați. Și să uitați ce povestim noi. Pe voi tata acasă vă învață? Măi, e drept sau voi țineți cu el așa? Mai departe. Nu le pădați îndrumările mamei. Mama vă învață? Măi, e drept sau iară țineți cu ea? Vă citesc și din 6:20. Fiule, păzește sfaturile tatălui tău și nu le păda învățătura mamei tale. Acum pun altă întrebare. Dacă e drept că tata și mama vă învață, e drept că voi ascultați sau nu e drept că voi ascultați? Dar la tata și la mama îi spuneți asta? Deci, în primul rând, noi în mintea asta noastră învățăm de la tata și la mama. Și vă dovedesc imediat că voi învățați de la tata și de la mama. Spuneți-mi de ce voi știți slovăcește și copiii mei nu știu slovăcește. De ce? Așa, pentru că la voi acasă vorbiți slovacă și română. Și la mine, pentru că nu știu slovacă, copiii mei nu știu să spună nimic slovăcește. E drept că învață copiii de la tata și de la mama? Uite că învață limba. Știți că un copil când se naște, ce știe? Să plângă, ce mai știe? Să sugă. Să vorbească nu știe, să citească nu știe, să umble nu știe, să mănânce altceva nu știe. Nu știe nici cum îl cheamă la început, așa-i? Toate le
învață? Din astea câte le învață de la părinți? Să mănânce de la părinți, să se îmbrace de la părinți, cum îl cheamă de la părinți, să umble de la părinți. Da, ca să nu vorbească și să nu se certe, învață de la părinți. Acum, adică părinții îți spun să te învețe să mănânci, îți spun să te învețe să umbli, îți spun să te învețe cum să te îmbraci și după, ei numai ce îți place. Măi copii, să știți, părinții, dacă îi învățați, vă ajută foarte mult să vă acumulați în computer, să primiți și să păstrați. Pe lângă părinți, de la cine mai trebuie să învățați voi? Mă întorc la Proverbe 1. Solomon a scris o carte și scrie așa: pentru cunoașterea înțelepciunii și învățăturii, pentru înțelegerea cuvinților minții, pentru. Adică pe lângă tata și mama, mai sunt anumite cărți, în primul rând Biblia, și sunt învățători la adunare și, de ce nu, învățători de la școală, că acum începe școală, da? Rămâne numai cu ce ne-a învățat tata și mama sau e bine că este și adunare și școală? Deci iată cum voi vă puteți îmbogăți computerul, să știți să mâncați, să umblați, să vă purtați frumos, să învățați să scrieți la școală, să citiți, apoi să învățați o profesie. E bine să învățăm în copilărie sau e bine așa să creștem proști? Să nu învățăm nici să umblăm, să nu învățăm nici să mâncăm, să nu învățăm nici să citim. Ce rău ar fi, măi, să nu înveți să te îmbraci, să nu înveți să te piepti, să umbli așa ca un ciufulic, nu? Păi toate te le învățăm. Și v-am spus de la cine aveți de învățat. Ați mulțumit vreodată la tata și la mama că te-ați învățat de la ei? Păi când mergi acasă, spuneți tata, mulțumesc că m-ai învățat, mama. Dar la frații aici de la slujbă, le-ați mulțumit că te-ați avut de învățat de la ei? Dar la învățătoare la școală i-ați mulțumit? Băiatul meu s-a dus la școală și avea învățător pe un unghi. Și scrie o silabă, încă o silabă, și spune învățătorul, acum leagă-le! Și el nu știa să le lege. Și zice, dar cum să le leg? S-a uitat el, două litere aici, două aici, o liniuță între ele, cu ce să le leg? Și s-a supărat și a spus, cu ștreangul! Dar leagă-le odată! Ei, dar pentru că s-a silit și a învățat, acel copil care în clasa întâi nu știa să lege două silabe, că la grădiniță nu s-a dus, a terminat liceul cu media 10, clasa a 10, a 11, a 12, a fost media generală 10, șef de promoție. Pentru că a învățat. Eu am lucrat la școală. Am lucrat și la clasele 1-4, și la 5-8, și la 9-12, și la post-liceal, am predat și la facultate. Și am văzut copii care vor să învețe. Și ei ajung să cunoască și le crește așa căpușorul, știi? Nu așa oasele, măi, înăuntru crește. Câte unul e mai deștept și câte unul a rămas mai neînvățat, ca să nu zic altfel, că n-a vrut să învețe. Dar care e titlul care l-am pus astăzi? Cine mai știe? S-ați uitat ce v-am spus la început? Care e titlul? Cea mai importantă activitate a copilăriei. Vă spun acum care-i. V-am spus că în copilărie puteți învăța, computerul poate să crească așa mintea. V-am spus de la cine se învățați, de la tata, de la mama, de la adunare, de la școală. Și acum ascultați ce ar trebui voi mai presus de toate să învățați. Proverbe, capitolul 4. De la versetul 3. Când eram încă fiul la tatăl meu
și fiu ginga și singur la mama mea. El, primul învățător, tată și mamă, mă învăța atunci și zicea, păstrează bine inima ta cuvintele mele, ce vă spuneam până acum, ce ați reținut, ce ați primit în minte, să rețineți, măi, să repetați. Ați auzit vorba asta că repetiția e mama învățăturii. Cum învățăm o poezie? Păi repetându-o, nu? Acum ascultați. Dobândește înțelepciune, dobândește pricepere. Versetul 7. Dobândește înțelepciunea și cu tot ce ai, cu ajutorul lui tata, al lui mama, al lui frate, al învățător, dobândește priceperea, înalți-o și ea te va înălța, ea va fi slaba ta, dacă o vei îmbrățișa, ea îți va pune pe cap. Măi, se pune sigla, eticheta pe computer. Îți va pune pe cap o cunună plăcută și te va împodobi cu o strălucită cunună împărătească. Cea mai importantă activitate a copilăriei este să dobândiți înțelepciune. Ați auzit de înțelepciune? Dar cine știe cum o cheamă pe vecina ei de peste drum? Hai, cine știe cum o cheamă? Hai să vă citesc. Eu vă citesc să văd cine știe primul. Versetul 9. Înțelepciunea și-a zidit casa, și-a chemat oamenii. Și acum citesc de la versetul 13. Nebunia este o femeie gălăgioasă, proastă și care nu știe nimic. E așa de totuși la ușa casei sale, pe un scaun, pe înălțimile cetății, se strige la trecători. Cine este prost să vină aici? Versetul 4 și versetul 10 ne spun că vecinile astea două strigă la fel. Cine este prost să vină aici? Acum să nu ziceți că v-am făcut proști. Dar adineauri ne-am lămurit că atunci când v-ați născut nu știați nimic, nu? Și un om care nu știe nimic, cum putem să zicem? E cam prostuți, nu? Într-un fel am putea spune copiii sunt cam prostuți, că nu știu. Nu știu citi, nu știu scrie, nu știu merge cu bicicleta. Și de o parte înțelepciunea cheamă la ea, hai să vă învăț eu, și dincolo de drum aflarăți care e vecina, cum o cheamă? Ziceți, mă, șoptițile care ați perceput. Nebunia, strigă, veniți la mine! Cine vreți să vă învețe? Înțelepciunea sau nebunia? Dar nebunia ce te învață? Ați a văzut colegi de-a voștri pe care i-a învățat nebunia câte ceva? Care se ceartă cine i-a învățat, nebunia sau înțelepciunea? Voi v-ați certa vreodată? Ce-ați căutat voi în curte la nebunie să vă înveți cum să vă certați? V-a învățat tata și mama să vă certați? Dar de unde ați învățat? Măi, n-ați fost atenți pe trecere de piatoni, v-ați ajuns în curtea nebuniei și nebunia v-a învățat. O să fii atent, când altul strigă la tine, tu strigă mai tare. Dacă vezi că vrea să te lovească, întorci pumnul. Măi, care e titlul care l-am pus după masa asta? Cea mai importantă? Cea mai importantă activitate a copilăriei este să nu pleci din curtea înțelepciunii, nu cumva să nu te duci la nebunie. Când nebunia te cheamă, vino să-ți arăt pe telefon ceva. Nebunia vine în clasă, acolo lângă colegii tăi, vezi că mergi la școală. Și îți va arăta imagini rele. Nebunia îți va șopti ceva de o colegă, ceva rău. De un coleg. Cea mai importantă activitate a copilăriei este să înveți să devii înțelept. Și tata și mama și adunarea și școala sunt lăsate pentru asta. Dar în lumea asta e multă nebunie care să vă învețe lucruri rele.
Și dacă le înveți în copilărie, ca și cu limba slovăcească, greu mai scap de apoi. Da. Acum vă întreb ceva, dar să nu-mi răspundeți. Din ăștia mai mărișori, ați fost careva care a spus niște cuvinte așa mai murdare sau niște jumătăți din jurături sau niște cuvinte mai vulgare așa? Să nu spuneți, măi, nu dați din cap nici așa ca să nu mințiți, nu dați din cap nici așa să nu se vadă. Cine vă învăța pe voi cuvintele acelea? La noi în Arad, știți, se spune da, afirmativ, nu, negativ. În Apusen, de unde vin eu, în loc de afirmativul da, se spune e. Și în loc de nu, se spune ba. Și unul dintre băieții mei, după ce a stat acolo toată vacanța, vine acasă și spune, băi, cum i-a fost acolo? Bine? E. Zic, băi, vezi că mergi la școală, să nu mai spui e. E. Adică a fost de acord că e bine ce-i spun, dar a folosit tot cuvântul de acolo, că așa am învățat acolo. De aceea, cea mai importantă activitate a copilăriei este să știi să înveți numai înțelepciune. Să nu te lași învățat de nebunie. Am citit despre o familie din Uniunea Sovietică, că în anul 1937, tata, mama, doi frați și două surori s-au dus în Siberia. Departe, departe de alte locuințe. Acolo au defrișat într-o pădure, au dus ceva cartofi cu ei, ceva semințe și au trăit acolo. Până în anul 1978, când au fost descoperiți, dar nu mai trăia numai tata și două surori. Atât au folosit toporul de, nu mai era cum e toporul, așa lung, se însubția, se terminase, nu mai era numai puțin, așa cum tot l-au scuțit ei cu o piatră. Și acolo au trăit frumos ei ca familie, credincioși, se rugau și între timp, cum ani au trecut, a apărut televiziune. Și femeile astea două de acum aveau jele o vârstă. Una mai trăia când am citit eu numai. Le-au pus televizorul în față. Și s-au uitat curios și se vadă ce i-a arătat întâi ceva imagini și au apoi apărut niște oameni cum se băteau sau făceau ceva, un film. Repede au întors capul și au spus, nu! Nu! Și am întâlnit eu mulți copii mai mari ca voi, la liceu, tineri. Îmi spunea unul, frate, tata și mama n-au știut să mă crească. La noi în casă a fost televizor, computer și ne-au lăsat să vedem de toate. Dacă părinții nu vă lasă să vă uitați la orice, să mergeți oriunde, să le spuneți că ați învățat astăzi că e foarte periculos pe unde umbli, că te cheamă nebunia să te învețe. Și te învață numai lucruri rele. Uite ce i-a învățat nebunia pe copii de vârsta voastră în alte țări. Să nu mai umble băieții așa frumos cu pantaloni și cu cămașă, să-și ia fustă și pantofi cu toc. Și eu am văzut o poză din asta cu niște băieți așa, neobișnuiți să umble cu pantofi din ăștia de fete, ba mai și pe tocuri, ziceai că-s handicapați toți. I-a învățat înțelepciunea așa ceva? Nu. Măi, fetițelor, dar vedeți că nebunia pe voi vrea să vă învețe să umblați ca băieții? Că băi, nu mai știi ce-i, fetiță, băiat, și eu le spun la ăștia băiețoi. Că fată nu-i, băiat nu-i, băiețoi. Înțelepciunea prin părinți, dacă-s credincioși, te învață cum să vorbești, numai frumos, v-am spus, te învață cum să te îmbraci. Înțelepciunea te învață să te rogi. Nebunia te învață să te rogi? Mai, fiți atenți, mai. Că așa vă păcălește nebunia, că nu fiți atenți. Nebunia te învață numai cum să faci lucruri rele. Bun, mă opresc aici.
Să știți că la nădlac nevăzută este înțelepciunea și tot nevăzută este nebunia. Și cea mai importantă activitate a vieții este, a copilăriei, prin părinți, adunare, prin scripturi, prin școală, să te lași învățat numai de înțelepciune. Și când vreun coleg vrea să te atragă în păcat, măi, scrie aici în Proverbe 1, vezi tu, 10, fiule, dacă niște colegi vor să te amăgească. Vezi tu, 10, din capitolul 2, înțelepciunea va veni în inima ta, în computerul tău, cunoștința va fi desfătarea sufletului tău și te va scăpa de colegii răi, de colegile rele și când vor să vă tragă la rău, spuneți-le, asta e din curtea nebuniei. Nu mă duc pe acolo și nu vreau. Eu vreau să mă las învățat numai de înțelepciune. Și acum, dacă tot a stat dumneavoastră aici până acum, v-am spus să nu vă amestecați în treaba noastră, acum vă întrebăm și pe dumneavoastră la urmă, sunteți de acord cu ce le-am spus? Dar n-are decât să se supere nebunia. Să se supere că nici nu ne mai interesează de curtea ei, n-are decât să-i se blocheze porta. Dar pe înțelepciune rugăm să lase porta deschisă. Și acolo tata și mama și frații și toți să ne învețe că vrem aici pe căpușorul nostru, pe computer, v-am citit din capitolul 4, să se pună o cunună. Când se pune cunună? Când locuiește înțelepciunea și temă pentru acasă. Unde scrie în Proverbe? Eu înțelepciunea am ca locuință mintea. Și pe capul care are înțelepciune trebuie pusă coroană și o va pune Domnul, să pună Duhul Sfânt și în ziua împărăției sale să vă încoroneze pe toți. Că da, dacă vine Domnul și voi nu mă apucați să creșteți mari, trebuie să fiți pocăiți acum. Dumnezeu să vă dea înțelepciune. Amin.